Salut! În dimineața asta vreau să culegem merele. Goldenul auriu a produs mere bune, de dimensiune corespunzătoare și sunt gata coapte. Este momentul optim să le recoltăm. Haideți să vedem cum trebuie să culegem corect un măr pentru ca și la anul să avem producție. Cum culegem mărul corect? Atât mărul, cât și prunul, și vișinul, și toate fructele. Fructul are o zonă de legătură cu creanga mamă din care a fost creat. Astfel că, vedem aici, în acest loc, scoatem afară, vedem aici un pinten care produce fructe. Este important să lăsăm această porțiune fără a o rupe, pentru ca și la anul următor să putem să culegem fructe. Dacă rupem acest pinten, mărul nu mai produce fructe în acest loc. Și așa că tehnica corectă este punem degetul la baza codiței și apăsăm. Și fructul se va desprinde. Aici avem o poziție incomodă și se vede corect cum s-a îndepărtat doar fructul și pintenul florifer a rămas la locul lui. Mugurile de rod este neatins. Și în partea cealaltă facem la fel, atașăm doar fructul cu codița și lăsăm intact mugurile, pintenul care va produce la anul fructe. În continuare, desprindem și pintenul nostru a rămas integru. Fără a-l deteriora, avem siguranța că și la anul vom culege fructe din acest loc. Acesta este un măr incorrect cules, pentru că vedem aici atașată de fruct și rămurica, partea de rămurică, vârful ei, mugurele de rod. Odată ce acest mugure a fost rupt, detașat de la ramura principală de rod, în locul respectiv nu are cine să mai producă anul următor fructe. Deci corect este să îndepărtăm doar fructul și să păstrăm mugurile roditor atașat de pom. Doar în felul acesta avem siguranța că și la anul vom produce și vom recolta fructe.